Vă salut, și prieteni, și bine v-am la un nou videoclip. Astăzi am să vă arăt cum vă puteți cumpăra Hold right de pe Maiar. Vom intra pe aplicație, vom apăsa pe cumpără, card de credit sau de debit, după aceea dăm Continuă. Ne va băga aici unde se face tranzacția, vom introduce suma de care, pe care noi dorim să o investim. Se calculează aici mai multe chestii, dăm Cumpără acum. Ne bagă aici pe unde ne arată mai multe informații. Ok, va trebui să ne introducem numărul cardului, acestea sunt date cu caracter confidențial. După ce tranzacția noastră a fost aprobată cu succes, vom intra pe X Exchange și ne vom conecta la contul de Maiar. După aceea vom da pe Swap și după cum puteți observa aici avem EGLD. În acest moment avem 2,43 disponibil. Vom Apăsa pe max pentru că noi dorim să schimbăm tot e-goldul pe care noi în acest moment îl avem în RAID. Bun, deci trebuie să dăm din nou pe max. Și asta înseamnă aproximativ 2043 de RAID. Dăm pe swap. Dăm confirm. Trebuie să confirmăm prin aplicația de pe telefon. Se semnează în acest moment tranzacția. Durează puțin, uite că scrie și aici în partea stângă. După ce s-a finalizat uh, tranzacția noastră vom uh, intra pe Meta Staking și vom uh, observa aici că un, dăm, apăsăm pe stake ride stake ride da? și apăsăm pe stake și vom selecta ride-ul pe care noi în acest moment îl avem disponibil. Vom uh, da la maxim adică noi vrem să blocăm tot acest ride, da? tot ce am făcut până acum tot uh, vom dori să blocăm tot acest raid. Dăm pe stake, din nou trebuie să confirmăm pe aplicația Maiar. Eu în acest moment am aproximativ 5800 de raid, care mi-a produs aproximativ 13 raid din staking. Bun, imediat se va procesa și tranzacția. Acum după ce s-a procesat tranzacția, vom avea 7800 de raid, pe care în acest moment îi avem la staking și care ne produc alți ride. Atât de simplu este să cumpărați ride și să-l puneți la staking. Cam asta am vrut să vă arăt, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, dacă v-a plăcut apăsați pe butonul de like, dacă doriți să vedeți și alte videoclipuri lăsați-mi în comentarii ce doriți să mai vedeți și noi ne auzim data viitoare. La revedere!